Da. E pe vapeuri. E pe vapeuri. E pe vapon. Hai să dăm, hai să băgăm ceva, că să mor dacă nu. Numai cu țigări, numai cu din astea vici și chestii nocive, să mor dacă nu. Numai în asta o ard. Hai. Aramax. Băi, știu că am mai avut eu și a fost bun. Uite la aici. Aramax, aici e blueberry. Ice blueberry. Fructe de pădure, ce-s astea? Blueberry. Așa știam. Intensitatea acum până la 3% mai mult. E pe mesh coil. Coilul ăla vine învelit. În fine, așa am înțeles. Ar fi o tehnologie mult mai bună decât coilul ăla mai vechi, cum ar veni. Ceva de genul ăsta. Adică e mai bun. Asta e tot. Nu știu mai mult. 2000 litri, 550 mAh, bateria foarte bun. Să fie reală. Asta e de unică folosință, da? 20 mg pe mililitru, pe mililitru de nicotină, destul de mult. Nicotină din aia saltată, cum îi spune, stai un pic, cum îi spune, Nic Salt din ăla. Bobină mesh este conceput în cea mai intensă, cică da. Îi învelește, cu, învelește treaba aia și dă mai multă intensitate. Băi, treaba e mai bun, da? Cu mesh coil. Asta e tot. Nu trebuie să știu mai mult de atâta. Săra noastră oferă o stație blândă și nu știu ce, Nic Salt. Da, adică aceeași treabă cu Nic Salt, de parcă ce-au ei mai bun. Ia să vedem. A, ia uite ce e aici. S-ar putea să vă placă și următoarele arome. Scrie aici. Watermelon, sweet lemonade și fresh strawberry. În caz că nu-ți place asta, știi? Adică m-am venit, bă, dacă nu-ți place asta, sau dacă îți place și asta, uite, avem ceva mai bun. Avem ce, uite, și asta e, și asta e bune. Cât a fost? 28, 29, 30 de lei. Bă, destul. Îndepărtați nu știu ce, pe aici, instrucțiuni. Și ce-mi place mie la cutia asta, că scrie în românește, frate. Asta îmi place la Aramax ăsta, că scrie românește pe cutie tot, nu te să caut, scrie baterie, scrie tot. Ei, a, e aceeași. Același stil de vape. Bă, același, care seamănă cu 85% din vape-uri de unică folosință. Asta. Care nu vezi nici lichid, nu vezi nici o sulă, nimic. Nimic nu vezi. Să fie, să fie pe vapon. Ice blueberry pe spate. Pac. Hai să fac aici. ASMR. Hai. Pac, pac, pac. Hai. Are ice. Hai să vedem cât e deranjant ice-ul ăsta. Băgăm gunoaie la buzunar. Desfacem dopurile. Mamă, dar bine ai miroase. Mam. Uite cum arată. Pac, are aici, adică cât de aer. Nu unde ai, aerul e pe aici. Nu știu dacă se vede. Se vede, da. Da. Ia uite-l. Arată bine. Cât că arată, cam așa arată. Arată pe ce. Că așa mă gândesc, nu? Dar gripul ăsta îmi place cum se ține. Am mai avut eu Aramax și la fel se simțea. Cum ar veni culoarea la ăsta, cred că cum ar veni ăsta ar fi și gustul, știi? Ceva de genul ăsta. Aramax, nu știu ce, pericol, conține nicotină, nu știu ce, euri, șmecherii. Praga, nu știu ce, Praha sau din astea, KZ, da, cred că da, Praga. Hai! Bă, băiatul, da. E bun în draci. Asta e faza. E bun să mor dacă nu. Bă, da, bun e, mă. Bă, băiatule, bă. Bă, e bun în draci, mă. Ha. Îmi place că rămâne și gust când, știi, când faci exhale-ul ăla. Când ei are gust, are
are pentru mine, acum sincer, să o spun așa, eu am mai tras cu ice și a fost unele care mi-au rupt căpățâna, bă, frate. Am rupt căpățâna, pur și simplu, uite aici mă ia, uite aici mă ia cu toată fruntea asta, mingheață, de nu mai știi cu mine, dar ăsta parcă e mai echilibrat, parcă nu mă îndoaie, nu mă îndoaie de tot. Hai că e bun. Bă, e bun. E bun asta, mă. E bun. Ți-am zis, are aromă, îmi place blue. Adică se simte fructele alea sau ce are el, fructe de pădure de astea, da? Chiar se simte. E dulce. Cum spune mamaia. Cum spune mamaia. Măi, tare e dulce. E dulce, e ok, îmi place, nu te omoară, nu mi se face scârbetă de la el. Și are ice-ul ăla care nu mă îndoaie. Nu mă îndoaie, frate, nu dă cu mine pământ. Să leșim pe aici, că ți-am zis, mă ia cu călduri și după aia când respir, are, când e ice-ul ăla prea puternic, când mă omoară de tot, aici ai... Când respir după aia, aoleu, ce greu respir și ce mă omoară. Am avut din astea. Dar asta e ok, mă. Bă, da, bun e, mă. Bun e, mă. Să mori dacă nu. E și bun și când tragi, are, se simte și aromă și ice, așa. Bă, e echilibrat. Nu știu cum naiba m-au făcut, mă. Bă, dar e bun, îndrăgi. Și când tragi, și când scoți. Dar ca să o zic și ca să fie iar clară treaba, mi-a făcut socotelile la treaba asta și, bă, frate, ascultă aici. Să fumezi din asta și să vapezi doar din asta, cum ar veni de unică folosință, te rupe în două. Apropo, un vape care cu adevărat m-a dat peste cap și ține mai mult decât am gândit atât că o să țină, e de la Lady Dinner, nu știu cum îi spune, Lady Dinner vape de asta de unică folosință. Bă, băiatu, nu se mai termină. 600-700 de pufuri, nu se mai termină, frate. Am un ce mai serios. Ăla și cu Flex Bar, cum îi spune ăla, care a ținut mai mult. Acum nu știu la asta. Eu mai avut Aramax. Banana Mama, dacă nu mă șel. Tot la fel, foarte bun. Numai că n-a ținut foarte mult, știi? Nu m-a impresionat la să țină mult, să spună, da? Să te țină zile întregi, nu. De ascultă. Să fumezi din asta, să vapezi doar din asta, te rupe în două. Deci te rupe în două. E mult mai scump decât să fumezi, mult mai scump decât, nu mai zic de tutun și din asta, să stai tutun să rulezi, e mult mai scump decât ăla. E cel mai scump vapat. Ăsta e cel mai scump vapat, da? Îți iei din asta care să schimbi cartușele, ăla e un pic mai ieftin. Și să-l încarci. Bă, ce notă să-i dau? Nota care e acum, pe moment, da? Pe moment, că nu pot să spun că acum, că l-am testat 2 săptămâni sau 3 zile și uite atâta m-a ținut, atâtea pufuri. Exact pe loc acum, ci îmi dă el. E un 8,5-9. E bun la naibii. Hai, un 8,5. E bun. Un 8,5. Un 8,5 că nu știu cât ține. Ne auzim, pa!